Bună seara, l-am alături pe Florin de la Tigers Mihăilești. Bună seara! Bună seara! Ce ne puteți spune despre meciul din această seară? S-a jucat destul de frumos, au fost în fază de o parte și de cealaltă, s-au înscris destul de multe goluri, băieții au jucat destul de bine, a fost un joc frumos, curat, fără faulturi, chiar mi-a plăcut. Pot spune că a fost un meci chiar frumos de tot. Cu toate că am luat bătaie, dar diferența a fost mică. Puteți descrie evoluția scorului? Ca să zic așa, într-un mai pe scurt, meciul a fost destul de echilibrat, dar spre sfârșit băieții au făcut diferența, au înscris două, chiar trei goluri, dacă nu mă înșel, și cam asta a fost meciul. Ce s-a întâmplat? Ați obosit în a doua repriză? Nu pot spune că am obosit, dar în ciuda faptului că astăzi am jucat chiar mai bine, am pasat, s-a pasat destul de bine, se pare că băieții au stat mai bine în apărare. Am avut câțiva jucători, chiar doi jucători, care au rămas în permanență pe apărare. Și chiar au făcut diferența. Să înțeleg că ei s-au remarcat în această seară? Da, bineînțeles. Mi se pare ceva normal ca scorul să facă diferența. Dacă pe tabelă se vede diferența de scor, înseamnă că au jucat. Am înțeles. Multă baftă, vă doresc pe viitor. Ok, o seară bună în continuare. La revedere. Mulțumim sponsorilor de la Homa Sport Shop și Cipita. Nu uitați să dați like paginii noastre Liga Prieteniei și să vizitați site-ul nostru www.ligaprieteniei.com. Pa, pup!